numesc Cristina Maria Morecinaru, am 24 de ani, vin din Constanța. Am început să muncesc la 14 ani în Eforie Nord, în magazine. Am experiență și într-un lanț de fast food-uri. Am muncit 2 ani de zile. Cristina și-a dorit, deci, independență financiară, dar și din punct de vedere al aspectului fizic, a știut exact ce vrea. Am tatuaje, piercurile și acid în buze. Se spune că uneori aparențele înșală, iar Cristina zice că... Nu rezonez deloc cu ceea ce sunt afară. Eu am un suflet, da, clasic. Eu am fost educată clasic. Sunt o persoană simplă. Dintr-o bucată, pot să spun. Astfel că doar două relații a avut Cristina. Prima vreme de 2 ani, iar cealaltă de 3. Prima relație a fost cu un arab care a consumat în Grecia. A fost foarte frumos și s-a întâmplat între noi doi. Doar că familia lui nu a fost niciodată de acord cu mine. Ei fiind de altă religie, ei locuiau în Siria, el era în Grecia. El deja acolo, familia lui îi găsise pe cineva. Și am ales să plec, cu toate că pot să zic că a fost prima mea iubire. Ultima relație, cea de 3 ani, eu cred că am consumat-o foarte repede pentru că noi ne-am mutat împreună din prima zi. Dar după o perioadă destul de scurtă au început să apară situațiile conflictuale între ea și partener. Mi-a fost rău cu banii și am vrut de plecat în Germania. Dacă n-am ajuns acolo, stresul, munca, limba ne-a dus în pragul de a ne despărți după 3 ani de relație. Să aflăm însă câte ceva și despre familia Cristinei. Provin într-o familie simplă, de la țară. Am crescut cu ambii părinți, am o soră mai mare. Am crescut și cu bunica 6 luni de zile. Mama a fost plecată în străinătate, tatăl muncea, sora mea a plecat și ea. Aveam 7 ani când a plecat mama. Mi-a fost foarte greu fără ea. 6 luni de zile m-am schimbat enorm, m-am îmbolnăvit, dar m-am gândit că pentru mine a plecat, pentru noi. Și nu mi-aș dori să plec lângă copilul meu sau să am soțul plecat sau să fiu eu plecatul. Mai trebuie să fiu împreună mereu. Cu tatăl a avut o relație destul de apropiată și spune despre el că e un om iubitor. Dar cum este ea? Eu sunt o fire vulcanică. Sunt o persoană foarte bună. Din toate punctele de vedere, am un suflet foarte mare. Am și defectele mele, sunt foarte încăpățânată, orgolioasă, mai ales orgoliul meu e foarte, foarte mare. Dar sunt acolo în orice moment, chiar dacă ne-am certat. Cu siguranță eu am foarte multe stări și mi-aș dori ca omul de lângă mine să fie cu mine 100%. Dacă mă vede că plâng, doar să mă ia în brațe când trece automat. Eu plâng foarte des. Așa sunt eu, nu știu. Le acumulez în mine și după aia le dau foc. Eu cu mine nu sunt ok deocamdată, dar o să fie bine. Nu vreau să plâng la televizor. Teama de abandon și anxietatea socială sunt urmări ale perioadei petrecute fără mama sa, după cum a descoperit cu ajutorul unui psiholog. Dar viața merge mai departe. Mama își dorește să mă întorc măritat acasă pentru că știe că îmi doresc eu foarte mult. Sunt pregătită și de căsătorie, și de copil, și de orice. Destinul m-a adus în emisiunea asta. Îmi doresc foarte mult să găsesc pe cineva exact cum vreau eu să fie. Viitorul meu iubit sau soț, să fie un băiat înalt, brunet, cu ochi albaștri sau verzi și negri, sunt ok, sunt frumoși. Să aibă barbă, nu vreau să fie nici foarte, foarte mare, foarte făcut, nici foarte slab, mai doresc să fie între ce arate bine. Mi-aș dori un bărbat și mămos, dar limita bunului simț, dar și independent, da. Să fie într-o relație el și cu iubita lui, nu și mama lui în stânga sau în dreapta. Un bărbat, în adevăratul sens al cuvântului. Să aibă cuvântul, să își respecte cuvântul, să mă iubească pe mine așa cum sunt, să nu încerce să mă schimbe niciodată, că nu pot, nu-mi place. Plac bărbații mai mari și poate să fie și de altă religie, nu mă deranjează. Nu aș accepta pe cineva cu copil, într-adevăr. Dacă am scânteia și îl simt, poate fi de la țară și fără bani și cu bani. Dacă eu chiar îl plac, voi face cu siguranță primul pas și al doilea și al treilea, până văd că el chiar nu mă dorește și nu aș vrea să cunosc doar unul. Eu să cunosc pe toți și cu care rezonez eu să acolo să mă opresc. Sunt foarte directă, foarte carismatică, pot să spun, și atrage. Am observat că atrage. Da, ea este Cristina. Ce spuneți, băieți? Așa cum am zis despre toate fetele, am o părere bună și despre ea. Perfect. Bine că, eu sunt sincer. Bine că măcar unii dintre voi au o părere foarte bună despre fete. Așa.
Da, uite, mă uitam la tine, da, ce știi? Eu am tot spus și știe și ea părerea pe care o am despre ea. Și acum că ai aflat mai multe? Păsez aceeași părere de bine față de ea, da, și același interes poate un pic mai crescut. Mai crescut, ia uite, Cristina, l-ai impresionat. Aici, voi băieți, aia, ți-o fi somn de diș. Scuze. Ce să... Noroc că nu poți să dormi, zi, ziceți. Nu tu, ziceți. Păi ce să zic, o impresie bună, nu mi-a lăsat ceva negativ în minte. Uh-huh. Hai, Andrei. Da, de asemenea pot spune că mi-a lăsat o impresie plăcută. Silviu? Ce zic? Nu știi bine, Serge Șervan. Sincer, îmi place că e vulcanică. Așa miros fi agitați între ei doi, dacă ar fi să fie împreună. Îi vezi, da? Da, îi văd. Am înțeles. Și... cam atâta. Înțeles. Albert. Este o fată ok, din tot ce am văzut, și pare să și susțină acest fapt. Este o fie amuzantă, tupeistă, tot ce trebuie unui bărbat. Așa? Tu ai spus că îți place, da, așa? Cristian? Este de gașcă, are multă viață în ea, se bucură de moment, râde mult, simți umorul lui. Gata, ai trecut castingul. Bine ai venit la... De da. Bine ai venit la Mireasa, da. Așa, dacă când te auzeam, se cam potrivea Alexandru descrierii tale. Da. Nu? Că-l descrie pe... Exact. Deci, practic, te-a descris pe tine. Și brunet și... Coincident. Da, nici gras, nici slab. Acolo, acceptat. Barbă, ochi deschis. Da, da, da. O să vedem ce o să fie, da? Lăsăm așa în pending, da. Băieți, și în această seară aveți ocazia să fiți gazde bune pentru o fată și aveți de ales între Valentina și Cristina, pe care le-ați cunoscut mai bine astăzi. Știți deja, gătiți ceva bun, faceți atmosferă, o să fiți drăguți ca de obicei și după ce plec eu o să votați cum faceți voi acolo, cu argumente, da, ca să înțelegem și noi de ce. Și una dintre voi, fetelor, o să fie invitată la cină în această seară în Casa Băieților.